Bursa de astăzi este prima din cadrul programului Drum spre ocupare. Acțiunea de azi a vizat mai ales persoanele din mediul rural care acum își câștigă existența din agricultura de subzistență. 6 angajatori au fost prezenți și au oferit 50 de locuri de muncă. Astăzi are loc prima bursă a locurilor de muncă pe acest proiect prescurtat denumit Drum spre ocupare, un proiect european care se adresează persoanelor din mediul rural, persoane inactive, persoane care provin din agricultura de subzistență sau șomeri care au domiciliu în mediul rural. Încercăm să venim în sprijinul lor prin cursuri de calificare și cursuri de inițiere, astfel încât să le fie mai ușor să găsească un loc de muncă. Suntem bucuroși că prin intermediul acestui proiect să oferim locuitorilor din zona Țara Oașului posibilitatea de a se instrui, de a se califica în domenii pe care noi le-am identificat atât de interes, atât în prezent cât și în viitor. Înainte de bursă au fost finalizate cursuri de inițiere, iar Camera Meșteșugarilor se pregătește să organizeze și altele, doar că se confruntă cu neseriozitatea participanților. Din păcate, ori interesul lor este destul de scăzut, ori sunt destul de indeciși, adică încep un curs, pe urmă îl abandonează, promit că vin la curs, pe urmă nu vin. Cei care, în schimb, au avut ambiția de a termina cursurile au venit astăzi la bursă pentru a-și găsi un loc de muncă. Cursul de competențe antreprenoriale și acum sunt în căutarea unui loc de muncă. Autoritățile atrag atenția că doar prin renunțarea la agricultura de subzistență și obținerea unei calificări se poate ca și cei din mediul rural să nu mai aibă grija zilei de mâine. Trebuie să trăim mai bine. Nu avem voie să ne lăsăm să trăim de o zi pe alta într-o viață nesigură și din ce în ce mai grea la țară. Nu se mai poate lucra 50 de ari de pământ sau 1 hectar sau 2 hectare de pământ. Nu se mai poate ca în România, unde peste 50% din populația activă este ocupată în agricultură, să continuăm așa. În Europa, în țările dezvoltate, 5-6-7% din populația activă lucrează în agricultură. Ceilalți lucrează în domeniile serviciilor. În perioada următoare, în cadrul proiectului, se vor derula cursuri pentru bucătar, cofetar, administrator, pensiune, lucrător comercial, instalator și tapițer.